Duminică în care sufletul nostru va începe să se cutremure la cuvintele Evangheliei pe care le-am ascultat astăzi. Dacă Sfânta noastră Biserică Ortodoxă ne-a pregătit cu două duminici înainte, prin două filme în care suntem așteptați pe cum Fiului Său, suntem îndemnați la nădejde prin smerenie și pocăință, așa cum a făcut Vameșul în raport cu fariseul, iată că data aceasta ne se pune în față realitatea așa cum este ea și cum va fi până la sfârșitul viacurilor, în așa fel încât mintea noastră să se trezească și inima noastră să iasă din împietrirea ei, tocmai pentru a înțelege că nu putem trăi pe lumea aceasta fără să vedem finalul vieții noastre așa cum este el. Dacă un om ar umbla prin lume fără să vadă finalul la care el trebuie să ajungă, este un om fără niciun rost. Iar dacă noi trebuie să avem un rost, trebuie să avem foarte clar în mintea noastră ce facem acum, unde suntem acum, încotro ne îndreptăm, care este poza finală și cum trebuie să ne organizăm în așa fel încât să ajungem să fie bine. Mântuitorul Iisus Hristos, în câteva cuvinte, ne zugrăvește, de fapt, tabloul final, un tablou care trebuie privit așa cum se cuvine. Adică, la sfârșitul viacurilor, iată că Fiul lui Dumnezeu va veni cu slavă, adică într-o puterea sa, dumnezeiască, va veni pe noi cerului, va veni înconjurat de către toți îngerii, de către toate puterile cerești, de către toți sfinții, cu o putere nemai văzută și nemai întâlnită, va veni în Valea de Iosafat, cum ați auzit, de la strană, de la Cazanie, și apoi se va așeza tronul judecății, tron în fața căruia vor fi prezenți toți, pentru că parusie înseamnă prezență. Toți vor fi prezenți și acolo, într-o clipeală de ochi, în fața lui Dumnezeu, vor da seama toți oamenii, din toate timpurile, vor da seama în fața lui Dumnezeu așa cum au trăit, cum au făptuit. Și cu toate darurile care le-au primit la Dumnezeu, ei vor da răspuns dacă le-au folosit în bine sau în rău. Dar, bisericioși, amintiți frățile voastre, la începutul Sfintei Scripturi, la începutul creației, când Bunul Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Și la un moment dat spune că a despărțit lumina de întuneric, a început să despartă apele de apele și toate au început să se vădească așa cum sunt ele. Acea despărțire a luminii de întuneric a fost, de fapt, începutul creării lumii acesteia cu care noi ne aflăm lumii văzute. Dar, iată că la sfârșitul viacurilor, Mântuitorul Iisus Hristos face aceeași lucrare de data aceasta pentru a așeza nu lumea aceasta, nu creația aceasta, ci creația duhovnicească, pentru că va fi un pământ nou și un cer nou și la sfârșitul viacurilor, cum spune Sfânta Evanghelia de astăzi, se vor separa oile de capre. Și atunci se va face lumină, se vor clarifica toate, se vor stabiliza toate, așa cum au fost, de fapt, să zic așa, în alegerea fiecăruia. Pentru că suntem cei din alegerile noastre. Dar care este riscul, bisericioși? În perioada aceasta din an, pentru că tot anul nostru bisericesc este împărțit în așa fel încât noi să ne folosim duhovnicește pentru a ajunge cum trebuie la sfârșitul viacurilor și cum trebuie, pregătiți duhovnicește, adică sănătoși duhovnicește, să ajungem în fața judecătorului și să dăm răspunsul bun. Deci, în una Sfântă Sobornicească și apropiată Biserică, care este un spital duhovnicesc, iată că este așezat aceste, sunt așezate aceste medicamente care sunt toate rânduielile vieții noastre bisericești. Și în toată perioada aceasta, iată că avem o perioadă de grație, să zic așa, care este perioada postului mare. Este ca o zeciuială, care este ca o jertfă, mai departe, Dumnezeu, o zeciuială a anului, în care noi, în toată această perioadă, început cu aceste duminici pregătitoare, perioada postului de 7 săptămâni plus iarna, alte 7 săptămâni de după post, când ajungem la cincizecime, care este chipul împărăției, noi ne pregătește și trupește pentru a da răspuns la judecata de apoi. Acest răspuns la judecata de apoi
Noi îl dăm doar în condițiile în care ne-am pocăit. Și pocăința, zis că nici nu știu de înțeleasă așa cum se cuvine. Deci pericolul Evangheliei de astăzi, pericolul, este ca Evanghelia de astăzi să o tratăm dintr-o perspectivă greșită. Adică, dacă ne gândim din perspectivă rațională, o să vedem doar justiția, din perspectivă juridică. Adică un drept judecător care nu greșește și care din perspectiva rațiunii adună câte puncte ai pierdut și câte puncte ai câștigat, te încadrezi sau te încadrezi la oi sau la capre și un drept judecător te-a trecut ori în viața veșnică și va zice, veniți binecuvântați, Tatăl meu, sau te va da în judecata în osânda veșnică, plecați la mine blestemați, eu nu vă cunosc pe voi. Dacă gândim din perspectiva aceasta a rațiunii, iubiți credincioși, ne-am îngrozit cu toți. Pentru că nu poate să fie o Evanghelie mai cruntă ca aceasta. Stai toată viața ta și te gândești dacă ai acumulat puncte. Stai toată viața ta și te frămânți dacă ai greșit sau nu ai greșit. Stai toată viața ta din perspectiva unei judecăți groaznice și tu tot te frămânți și te frămânți până cazi într-o deznădejde cumplită pentru că vei fi pus în fața unui drept judecător. Dar nu numai din perspectiva rațiunii se face greșeala se tratează această pericolă evanghelică. Se poate trata și într-o perspectivă social-filantropică, în care unii mai grav cad și spune așa, hai să facem milostenie, hai să dăm de mâncare, hai să facem să-i hrănim pe unii, să-i îmbrăcăm pe alții, să-i adunăm pe străini. Și în felul acesta are o formă dintre asta social-filantropică și biserica din spitalul duhovnicesc devine asociație de binefacere. Și am văzut în altă extremă, tocmai din perspectiva Evangheliei de astăzi. Mai există o altă perspectivă, iubiți credincioși, în care unii mai fanatici, poate, sau mai îmbuși la minte, pot să trageze Evanghelia de astăzi din perspectiva unei deznădejdi cumplite. Adică focul cel veșnic, iadul cel veșnic, tartarul cel veșnic, plecați blestemaților, nu vă cunosc pe noi, pe voi, iadul cel gătit diavolilor și iată că bunul Dumnezeu, care este bun de toți oameni, Dumnezeu care este iubire, din perspectiva Evangheliei acestea, care este privită greșit, poate să fie privit ca un Dumnezeu plin de cruzime. Dar nu este Dumnezeu așa. Noi îl facem și îl proiectăm așa, datorită îngustimii minții noastre. Și mai mult decât atât, nu numai că nu înțelegem greșit, ca și propovăduitor, ca predicator, sau chiar și creștin, așa zis creștin, mai plin de evlavie, îl transmite mai departe pe Dumnezeu din perspectiva asta, îi îngrozim pe toți de numai vine unul la biserică. Dar oare nu știți soțiile voastre că este vorba în Apocalipsa, unde se vorbește despre partea finală, că este ca o cronică a mielului Dumnezeu, se vorbește despre miel, mielul Dumnezeu, care ridică păcatele lumii. Mielul Dumnezeu care va judeca lumea aceasta. Mielul Dumnezeu care nu este nimic, iubiți credincioși, mai blând și mai nevinovat ca trupul mielului. Deci judecata finală este tot un tip al iubirii lui Dumnezeu. Pentru că dacă Dumnezeu este iubire, iată că în fața judecății se va revărsa un foc și un râu de foc. Acel râu de foc nu sunt altceva decât energiile necreate ale lui Dumnezeu. Energii care au și lumină, dar au și puterea de a arde arzătoare, dar fiecare va percepe acea energie necreată, acel har al Dumnezeu, acea slavă al Dumnezeu, o va percepe în funcție de ce, iubiți credincioși? În funcție de starea inimii Lui și de a am ajuns în punctul în care trebuie. Dacă noi vom percepe pericopa evanghelică de astăzi, ori dintr-o perspectivă a unei pocăințe care duce în depresie, au groază. Ori dintr-o perspectivă social-filantropică. Ori dintr-o perspectivă, iubiți credincioși, a unei justiții divine exagerate, cum este în papist, și nu vom percepe și nu vom trata și nu vom înțelege pericopa evanghelică din perspectiva inimii și a iubirii divine, nu vom înțelege nimic din Evanghelia de astăzi. Pentru că Bunul Dumnezeu dă o șansă la fiecare. Și spune așa. Plămând a fost, îi da să mănânc, înțelat a fost,
și medea să beau, în temniță am fost și mai căutat, bol am fost, mai împăcat și toate celelalte care ați auzit în Sfânta Evanghelie. În felul acesta dă o șansă la tot omul, iubiți credincioși, ca să facă ceea ce îi spune inima. Pentru că fiecare dintre noi a fost flămând vreodată, s-a îngustat foamea și simțim ce înseamnă foamea. Dacă tu ai simțit ce este foamea, ai simțit starea aceea în inima ta, ar trebui să ai o inimă care vibrează și să simți că și celălalt este foame. Dacă ți-a fost vreodată frig, este elementele de bază din ființa umană și tu te gândești că dacă mie mi-a fost frig și cel care nu are o haină pe el, este frig. Și eu am fost singur și am fost înstrăinat și am fost gol și am fost fiecare în felul lui, în forma lui. Deci a dat Dumnezeu minimum la fiecare ca să simtă, să perceapă cu inima, în așa fel încât să vibreze la celălalt. Dar problema în toată Evanghelia este problema inimii, iubiți credincioși. Dar ce este inima aceasta? Pentru că de foarte multe ori se vorbește despre inimă și în cultură, și în creație, și în artă, și în știință, și în medicină, și în teologie. De foarte multe ori se vorbește despre inimă, dar se confundă noțiunile. Și în felul acesta, iată că urmează perioada postului și noi o să avem o perioadă așa cum se cuvine din perspectivă teologică, s-ar putea să trăim postul tot din perspectiva unui tipic, a unui formalism, a ritualului făcut an de an, așa cum se cuvine, din ce în ce, și când te uiți ca final, ca produs final, o să vezi că nu este niciun om sănătos, nu este niciun om luminat la minte și cu o inimă sensibilă ca să vibreze la iubirea de Dumnezeu, la iubirea de sine, așa cum se cuvine, și la iubirea de aproapele. Și dacă inima ta nu vibrează, vei ajunge în Împărăția Cerului și o să zică bunul Dumnezeu, tu cine ești? Nu te cunosc pe tine. Pentru că nici tu nu m-ai cunoscut pe mine în celălalt. Și de ce nu m-ai cunoscut pe mine în celălalt? Pentru că inima ta nu s-a deschis, n-a vibrat și ai fost un formalist încercând să acumulezi puncte sau să faci toate faptele cum crezi tu, dar tu n-ai să poți să petreci o veșnicie cu Dumnezeu. Vă dați seama ce înseamnă să petreci o veșnicie cu Dumnezeu? Asta înseamnă să te ducă, iubiți credincioși, inima. Adică să reziști, să ai forță duhovnicească, să stai în veșnicie și într-o veșnicie cu Dumnezeu. Pentru că asta înseamnă comuniune continuă și o inimă deschisă. O inimă deschisă care se va hrăni la infinit, se va lumina la infinit, sau o inimă care se va închide până când se va sufoca în ea însăși. Atunci spun Sfinții Părinți în felul următor. Că inima, zis credincioși, este ca un centru. Un centru în care se adună toate puterile sufletești ale omului, adică a și cele naturale, și cele supranaturale, dar și cele paranaturale. Adică și cele firești, și cele suprafirești, și cele nefirești. Din această inimă, ca un mănunchi de puteri sufletești, iată că ele sunt diferențări în acest centru, de aici, este ca centru unei roți, din care pleacă toate aceste puteri sufletești ca să echilibreze roata. Ca roata să se învârte. Și fiecare dintre noi suntem o rotiță în acest univers, în acest angrenaj duhovnicesc pe ea de bunul Dumnezeu. Și din inima aceasta pleacă și rațiunea, pleacă și voința, pleacă și simțirea. Din inima aceasta pleacă și puterile firești, pleacă și puterile trupului și puterile de emoționale și puterile care sunt legate de sentiment și toate puterile care sunt, nu le mai numerez eu acum, sunt din ființa umană. Atâta timp cât aceste spițe sunt întinse, iubiți credincioși, iată că roata este și ea la rândul ei întinsă și ea începe să se manifeste așa cum se cuvine, adică tot întregul suflet-trup. Cu ce se ocupă perioada postului mare? Și nu numai perioada, toată viața bisericii. Cu sănătatea duhovnicească și trupească a omului. Ce înseamnă sănătatea? Sănătatea înseamnă această armonie. În clipa în care această inimă, iubiți credincioși, nu mai este raportată cum trebuie, ce se întâmplă? Din ea, adică din acest centru, puterile sufletului încep să se strâmbe fiecare așa cum poate. Și rațiunea nu mai este orientată către Dumnezeu, și voința nu mai rămânește către Dumnezeu, și sentimente și toate celelalte și această roată devine de fapt ceva foarte strâmb și fără formă și fără armonie și această stare bolnavă suntem noi. Deci acest adânc
Acest centru este inima. Și ce spun Sfinții Părinți, Biscuit Vigioare? Că inima aceasta despre care vorbim noi aici, corespunde cu ce? Corespunde cu inima de carne. Deci între inima duhovnicească și inima de carne, inima trupului, este o legătură foarte puternică. Din inimă spun Sfinții Părinți că este, și Sfânta Scriptură spune Mântuitorul, este gândurile cele bune și gândurile cele rele. Este vicleniile, dar ies și faptele bune și toate cele ale inimii omului care sunt orientate ori în stânga, ori în dreapta. Aici este văzduhul în care se duce lupta aceea duhovnicească. Dar inima aceasta, uitați-vă frățiile voastre, de aici, ca dintr-un zăcământ, să zic așa, din adâncul pământului, ies toate minereile, ies tot minereul. Și acesta se duce cum? Gândul se duce către creier. Aici este creierul de Dumnezeu. Și apar ce? Apar judecățile. Dar am vorbit despre judecata cea de apoi. Dar înainte de a fi judecata cea de apoi, există judecata particulară care se întâmplă cu fiecare suflet în parte. Și înainte de a fi judecata particulară după ce moare omul, la 40 de zile, există judecata de fiecare clipă a fiecărui om în parte, în mintea și în inima lui. Și aici aceste gânduri, ca și cum are și aici acest minereu, încep să se ducă ori spre dreapta, ori spre stânga, și există gândurile bune și gândurile rele, ca și cum s-a separat într-o rafinărie, credincioși, minereu curat de toate celelalte impurități. V-am explicat lucrul ăsta ca să înțelegeți următorul lucru. Ce este inima omului? Inima omului este acest adânc al ființei umane, este locul cel mai profund, cel mai ascuns, cel mai puternic, cel mai adevărat în sine, este sinele omului, este eul omului, este locul care rămâne doar o potențialitate dacă el se activează când? Când se așează Hristos ca pe un tron, înainte de tronul judecății, se așează un om la botez. Și atunci, din această inimă, iată că Bunul Dumnezeu lucrează prin energiile necreate și energiile create în ființa umană. Vă spun lucrul acestea cât de cât să înțeles ca să înțelegeți următorul lucru. Perioada care urmează în viața Bisericii Noastre Ortodoxe, perioada Postului Mare, nu este o perioadă care trebuie tratată oarecum, pentru că se vede de ani de zile că oamenii merg la Sfânta Biserică, împlinesc totul perfect, ascultă aceste pericope evanghelice, se îngrozesc, se tem, plâng, aduc jertfe, dau pomernice, împlinesc toate, tot tipicul, a fost acum pomenirea morților, colibe și toate celelalte. Și când te întâlnești cu ei pe stradă și când vorbești cu ei, îi vezi niște oameni care nu sunt echilibrați. De ce nu sunt echilibrați? Pentru că toate cele puteri sufletești ale inimii, ei nu le-au racordat așa cum trebuie. Și nu le-au racordat pentru că nu există cunoașterea și nu există înțelegerea. De aceea, în perioada aceasta a Postului Mare, noi trebuie să facem exercițiul pocăinței. Și aici am vrut să ajung. Pocăința trebuie făcută cu mintea în inimă. Și pocăința, ai zis credincioși, nu înseamnă să te gândești în continuu până ajungi la deznădejde, cum fac mulți din cei care se consideră oameni religioși și bisericoși. Să te gândești în continuu la păcatele care le-ai făcut, la deformările inimii tale. Nu! Trebuie să le conștientizezi pe acestea, dar cu o mare nădejde, cu o mare încredere în mila și bunătatea lui Dumnezeu, cu o mare cunoaștere, iubiți credincioși, trebuie să iei fiecare putere să plătească în parte și o reevaluare pe care trebuie să o ai fiecare cu el însuși în perioada aceasta condensată a Postului și să te gândești. Oare eu am mai citit din Sfânta Scriptură ca să înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu? Oare eu am mai făcut o rugăciune seara și dimineața ca să-mi aduc și eu mintea? Pentru că aici, iubiți credincioși, sunt două puteri sufletești în inimă. Una este puterea duhovnicească care stă în inima duhovnicească și una este puterea rațională care se are seriu în creier. Este o confuzie în lumea în care noi trăim și din perspectivă științifică că nu se mai știe ce este mintea, nu se mai știe ce este inima. Toată lumea lucrează la nivelul rațiunii și dacă lucrează la nivelul rațiunii, gândiți-vă că toată starea lumii în care noi aflăm nu este decât un balans continuu între pomul vieții și pomul folosinței binelui și răului. Este un balans continuu aici, la nivelul rațiunii. Dar noi trebuie să aducem mintea, iubiți credincioși, la cele exterioare, la cele interioare și la cele superioare.
Și în felul acesta noi am realizat crucea în interiorul ființei noastre. Și trebuie să adunăm aceste energii duhovnicești, trebuie să le adunăm în masca lor. Și cum se face lucrul acesta? Ascultați cântecul care este în perioada postului mare. Ușile pocăinței deschid de nou. O să vedeți ca nou cel mare. O să vedeți cântări, pocăință, pocăință, pocăință. Și toată lumea se gândește că a fi pocăit înseamnă să devii trist, a fi pocăit înseamnă să devii cu o fată smolită precum Evanghelia, precum fățarnicii. A fi pocăit înseamnă să fii impus la minte, să nu le vezi decât pe ale tale sub formă religioasă. A fi pocăit înseamnă să ai o vestimentație așa mai sobră și să fugă lumea de pe lângă tine, dar tu de fapt nu ai înțeles nimic din această pomoară pe care a lăsat-o nouă Mântuitorul Iisus Hristos și Sfinții Părinți, care înseamnă pocăința să-ți refaci printr-o muncă continuă toate puterile sufletești le aduni în matca lor. Și atunci, când spui Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos. Ce facem noi, biscuiticioși? Rugăciunea în care se adună toate rugăciunile, se condensează. Ne adunăm mintea noastră care este împrăștiată prin simțuri din toată lumea, o adunăm aici în prezent și din prezent miluiește-mă pe mine păcătosul, iată că aduce mintea ca lucrare, o aducem în mintea ca ființă, adică unde? În inimă, unde este ființa minții, o aducem în ea însă și se realizează ce? Se realizează cununia dintre minte și inimă. Se realizează unificarea tuturor puterilor sufletești. Se realizează sănătatea omului, biscuitincioșului, ansamblului. Se realizează mesajul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, care are singura menire. Singura menire este îndumnezeirea omului. Și ați auzit, frățile voastre, cum s-a spus în Evanghelia de astăzi? Când ați făcut la unul dintre frații mei mai mici, mie mi-ați făcut. Cum adică frații mei mai mici? Dacă cei mai mici sunt frați cu Mântuitorul Iisus Hristos și dacă Iisus Hristos este Dumnezeu, iată că aceștia sunt Dumnezei, că sunt frați. Ce fel de Dumnezei? Sunt Dumnezei după Har. A, deci omul este proiectat pentru veșnicie, omul este proiectat să fie Dumnezeu după Har, omul este proiectat să fie frate cu Dumnezeu, cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și de fiecare dată când am făcut unuia dintre cei mai mici, adică omului din fața noastră, este cea mai grozavă icoană, iată că noi am realizat unuia cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Deci problema numărul 1 este următoare, biscuiticioși. Deschiderea inimii sau închiderea inimii. Gol am fost și m-ai îmbrăcat. Flămână am fost și mi-ai dat să beau. Înțetat am fost, dar și mi-ai dat să beau. Flămând am fost și mi-ai dat să mănânc. Întemnița am fost și m-ai cercetat. Pentru că ce a făcut Mântuitorul Iisus Hristos de la punctul Martin pe cruce? El s-a deschis și a aurit toate din el însuși și a spus, veniți la mine toți cei ostriți și împovărați. Dar noi ce facem? Ne închidem și în felul acesta ne dăm jos de pe cruce, închidem și inima, și inima noastră devine iadul nostru. Și o inimă închisă, în clipa judecății, iubiți credincioși, nu face altceva, adică se proiecteze unde? De la sine. Pentru că judecata aproape că te-o faci singur instantaneu. Te proiectezi potrivit stării inimii tale în iadul pe care ți l-ai creat încă de pe pământ. De aceea nu este joacă, iubiți credincioși. Scopul nostru pe fața Pământului este să pierdem timpul cu lucrurile acestea lumești. Trebuie să muncim, trebuie să ne organizăm, trebuie să trăim, trebuie să avem cu ce ne îmbrăca. Dar toate acestea pot avea o orientare egotică sau pot avea o orientare în iubire către celălalt. Pâinea adunată pentru mine devine, de fapt, o pâine care nu mă mai satură. Pâinea care o doresc fratele meu, că spun Flămând a fost și mi-a să mănânc și ea orientată în deschidere, ale tale, dintr-o ale tale, ție se aduce de toate și pentru toate, iată că atunci se transformă totul în liturghie și în Euharistie. Și nu aș vrea să încheie, iubiți credincioși, cuvântul acesta, până când se duce cu mintea la această rugăciune pe care frățile voastre o citiți de fiecare dată când veniți la Sfânta Liturghie. Rugăciunea Sfântului Simeon Metafrastul, a patra dintre rugăciunile pentru Sfânta Bătășanie. Și spune așa, precum voi sta înaintea înfricoșătorului și nefățarnicului tău scaun de judecată, Hristoase Dumnezeule, precum voi sta, Doamne, la judecata cea de apoi, primind întrebare și dând răspuns de relele pe care le-am făcut,
Așa și astăzi, astăzi înseamnă fiecare Duminică, mai înainte de a sosi ziua ostândirii mele, stând la Sfântul tău altar, adică în fața tronului Dumnezeu, în fața împărăției cerurilor, pentru că de fiecare dată se aude cuvântul binecuvântată, este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, unde vor fi cine? Înaintea Sfinților tăi îngeri, fiind înduplecat de mărturia cugetului meu, mărturia cugetului meu, care este un mare judecător, pun înainte faptele mele cele rele și fără de legile, dându-le pe față și vădindu-le. Ci vezi, Doamne, smerenia mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi, Doamne, smerenia mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi, Doamne, smerenia mea și-mi iartă toate păcatele mele. Deci vedeți, repet, pentru a treia oară. Pentru că pentru smerenia care noi obținem chiar în urma tuturor faptelor bune, pentru că poți să dai din mâncare de mândrie, poți să îmbraci din mândrie, poți să scoți fii în temniță să ajungi din mândrie, dar nu sunt bine primite, ci pentru smerenia mea, Doamne, ia în toate păcatele mele. Și vreau să vă spun un lucru foarte fin, care l-am repetat de multe ori. S-ar putea să faci virtuți, fapte bune, lucruri făcute de Dumnezeu, dar să fii mândru. Dar poți să faci aceste fapte bune și să nu le pui pe seama ta și să dobândești smerenie. În momentul acela ai dobândit har. S-ar putea să cazi în păcate, de zi cu zi, și să simți că nu mai scoți la capăt. Dar dacă ai căzut în păcate, în păcate, în păcate, și totuși, în urma neputinței tale, tu te vei așeza în fața Tatălui cu smerenie, în fața lui Dumnezeu, iată că și pe smerenie, pentru că ești căzut între tâlhari, iată că și smerenia aceasta, cu smerenia aceasta, este religios, este altceva decât pomul vieții care te înalță în fața lui Dumnezeu și se iartă păcat. Pentru că bunul Dumnezeu, într-un final, căutând la inima omului, vrea să găsească o inimă smerită în fața lui, o inimă smerită în care poate să poată turna darul lui cât vrea el pentru veșnicie. Deci perioada aceasta a fost mare, vă îndemn cu toată inima să nu vă fie o perioadă a formalismului. Să nu vă fie o perioadă a rigidității din perspectivă a credinței, ci să fie o centrală în interior, să fie o trezire continuă, să fie o adunare a minții în inimă, iubiți credincioși, să fie o urmărire continuă a fiecărui fericel care se întâmplă în inima noastră, ca să ridici, ca să te ridici, nu contează, tu luptă-te în continuu până când dobândești starea aceasta de smerită cugetare și cu smerita aceasta cugetare, smerenie pe care o are mielul, te vei trezi în fața lui Dumnezeu și doar din perspectiva smereniei și nu a faptelor bune care le-ai gândit tu că le-ai făcut, vei primi cuvântul Dumnezeu care spune veniți, binecuvântați Tatălui meu și veți moșteni împărăția celor gătită vouă. Amin.